prima oră a dimineții, primarul Lucian Micu, alături de soția sa și de alți iubitori ai mișcării în aer liber, au inaugurat pista de alergare amenajată pe stadionul Moldova. Iată, deși e o oră matinală, ora 6 dimineață, câteva zergele ramașcane au venit la inaugurarea pistei de alergare, o pistă realizată pe bază de zgură, care e foarte bună în primul rând pentru articulații și oferă cele mai bune condiții, atât pentru alergare în scop recreativ, dar în același timp, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu profesorii de atletism, am realizat și distanța optimă pentru participarea în competiții pe această pistă. Până acum, elevii de la atletism se antrenau la Piatra, la Bacău, după ce s-a închis stadionul Constantinescu Nehoi. De astăzi este accesibil tuturor această pistă cu zgură, în cadrul intervalului orar 6:22. Accesul se va face pe poarta 2, poarta dinspre strandul municipal, acolo unde sunt convins că romașcanii vor avea o oază de relaxare. Vom intra și la toaletarea gradenilor, toaletarea tuturor spațiilor verzi din incinta stadionului. Administrația locală își propune modernizarea întregului stadion în viitorul apropiat. Vom lucra anul viitor la un studiu de fezabilitate, în primul rând pentru reparația tribunelor. Cred eu că acesta este lucrul cel mai important la care trebuie să lucrăm și, din punctul meu de vedere, va fi o soluție legată de demolarea actualelor gradene, care sunt destul de vechi, și realizarea unor structuri moderne, o tribună modernă, care să permită și desfășurarea de competiții în incinta acestui complex sportiv de agrement Moldova, în speță stadionul Moldova. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt iubitori ai sportului. Înțeleg că prin mișcare, mișcarea de fapt înseamnă și sănătate, și vom încuraja pe toate căile vom încuraja pe romașcani să facă cât mai multă mișcare prin toate atracțiile pe care le vom oferi. Investiția în amenajarea pistei de alergare a fost de aproximativ 100.000 de lei, suma fiind asigurată din bugetul local. Cea mai scumpă a fost zgura, nu atât zgura în sine, cât aproape cât a costat zgura, a costat și transportul. Zgura este adusă de la Câmpul Lung Mușcel. E singura societate din România care mai prelucrează această zgură. Această companie furnizează și terenurilor de tenis pe zgură din țară acest material. Deci undeva vreau să mulțumesc de asemenea companiei Elis Pavaje, care ne-a oferit la un preț subvenționat bordurile care mărginesc zgura, și bineînțeles și firmelor care au lucrat cu responsabilitate. De acum este în sarcina noastră să întreținem această zgură. Zgura este puțin mai pretențioasă. Voi avea și o discuție cu profesorii de sport care doresc să se antreneze aici, oarecum să le dăm lor această sarcină de a întreține zgura, fiind și profesioniști în această materie. Am înțeles că cei care largă acum pe pistă ar dori un regulament intern să fie sau afișat. Da, lucrăm la acest lucru. Noi am dorit să oferim cât mai repede spre a se bucura de această pistă. Colegii mei de la Clubul Sportiv Municipal vor lucra și la un regulament care va fi afișat pe poarta de intrare, astfel încât toți cei care participă să-l respecte și să se simtă în același timp protejați. Stadionul Moldova, inclusiv pe partea de gazon, pe partea dinspre pistă, este dotat și cu camere de luat vederi, pe de o parte în vederea oferirii unui sentiment de siguranță celor care vin în această zonă, pe de altă parte și pentru paza pe timp de noapte a acestui obiectiv. Inaugurarea pistei de alergare a adus bucurie romașcanilor pasionați de mișcare în aer liber. Cum este acum să alergați pe noua pistă? Foarte bine, că o plouat. Dacă nu plouă, nu era bine? Probabil este praf. Super fain. Dar până acum pe unde alergați? Al Moldovei. Și acum? Că s-a făcut acum pista? Și aici și acolo. Unde simțim bine, acolo mergem. Accesul la pista de alergare este posibil pe la poarta a doua de intrare pe stadion, cea dinspre strand, zilnic, între orele 6 și 22.